Salutări sfinte, dragii noștri ascultători, bun găsit celor care ne urmăriți pe internet. Ne găsim la emisiunea Creștinul Contemporan. În studioul radio Vocea Evangheliei ne găsim alături de doamna Eunice Snop. Bun venit și mulțumesc că ai acceptat invitația. Bun găsit, mulțumesc pentru invitație. Și totodată Daniela Albu activează în slujirea Bisericii Vestea Bună. Mulțumesc, Daniela, că ai venit. Mulțumesc. Avem o temă supusă atenției noastre, evangelizarea interpersonală. Găsesc important acest subiect pentru că Domnul Iisus a adoptat această metodă de evangelizare când ne-a vizitat și a vrut ca să ne împărtășească din prea plinul prezenței sale. Astfel că primul lucru pe care l-a făcut a fost să-și facă 12 prieteni cărora să le prezinte cel mai important mesaj spus vreodată. Dar ca să procedem la dezbaterea acestui subiect, doamna Eunice, cum definești acest tip de evangelizare? Cum vezi metoda aceasta adoptată de creștinul contemporan? Cred că evangelizarea interpersonală e de fapt un lucru foarte natural, care ar trebui să decurgă din mărturia oricărui credincios, pentru că în momentul în care trăiești viața de creștin și ai acea credință însoțită de fapte, în realitate, așa cum Biblia ne învață, atunci, inevitabil, apare și interesul pentru a împărtăși această veste bună cu cei care nu-L cunosc pe Dumnezeu și, da, sunt situații în care pur și simplu simți că îți dorești ca și ceilalți să-L cunoască pe Dumnezeu și această evangelizare interpersonală e de fapt procesul prin care noi îl reprezentăm pe Dumnezeu cu tot ce suntem noi. Iar asta include ascultare de îndemnurile Duhului Sfânt și trăire în integritate în cele mai mici lucruri, pentru că cei din jur ne observă toate lucrurile, ne analizează mai mult decât conștientizăm noi. Dar, bineînțeles, nu e doar o limitare la aceste două aspecte, ci și mărturisire, pentru că este necesar și foarte important să-i dăm creditul lui Dumnezeu și să-L recunoaștem în toate lucrurile, pentru ca și ceilalți să cunoască această nădejde care este în noi. Deci metoda aceasta derivă dintr-o dorință naturală de a împărtăși mesajul cuvântului lui Dumnezeu, valoarea pe care tu ai văzut-o la Hristos. Și atunci este definită ca o modalitate de evangelizare când aceasta este totodată împărtășirea bucuriei pe care o ai celui de lângă tine. Am omis să spun că Eunice activează într-un mediu diplomatic în care predomină persoanele musulmane și acest subiect se pretează oarecum cu activitatea ei profesională. Și cred că ne vorbește din practică în ce privește abordarea altor persoane de altă credință cu acest mesaj evanghelic. Cum definești, Daniela, acest tip de evangelizare? Crezi că se pretează și creștinului contemporan? Da, cred cu tărie că evangelizarea interpersonală e necesară. Din ce am observat și din experiența pe care am avut-o în ultimul timp, evangelizarea interpersonală se axează în principal pe cunoașterea nevoilor persoanelor cu care noi interacționăm. Nu este doar o prezentare informativă a Evangheliei, ci prezentarea Evangheliei se adaptează pe cunoașterea nevoilor persoanelor. Astfel, noi putem să ne facem o idee despre ceea ce crede o altă persoană, despre divinitate, despre Dumnezeu, în baza a ceea ce putem cunoaște despre ea, despre trecut, poate despre experiențe, cadru familial și așa mai departe. Deci, în special, evangelizarea interpersonală necesită o relație cu persoanele cărora vrem să le vestim Evanghelia. Da, interesant că și Domnul și-a adaptat întotdeauna mesajul auditorului și vorbind de masa mare de oameni care îl urma, mesajul său viza totdeauna viața normală a celor cărora Domnul Iisus le transmitea mesajul vieții.
Și Daniela activează în organizația studenților creștini din România și are experiență în evangelizarea interpersonală. Și e interesant ce ne-a spus, că și noi, la rândul nostru, dacă avem dorința aceasta de a spune cuiva despre mesajul cuvântului lui Dumnezeu, este important să cunoaștem cât de cât recipientul cuvântului lui Dumnezeu. Să-l cunoaștem pe cel de lângă noi, pentru că altfel am apărea ca și livratorii de mesaj cărora nu le pasă de subiect. O altă întrebare, Eunice, dacă observi din Scriptură promovat acest model de evangelizare, dacă ne poți da exemple? Da, sigur că da. Vine în minte chiar un exemplu pe care l-am lecturat recent, și anume Filip și întâlnirea lui cu famenul etiopian, discuțiile pe care le-a avut. Ce mi-a atras atenția este faptul că de fiecare dată când avem astfel de exemple în Scriptură, vedem cum acele persoane au acționat la îndemnul Duhului Sfânt și nu doar la lucrurile care au fost vizibile pentru ochiul omenesc. Și dimensiunea asta mi se pare foarte importantă, pentru că, așa cum spune Scriptura, inima omului este foarte înșelătoare și noi, dacă mergem doar pe aparențe, putem să fim, să judecăm greșit, să tragem concluzii greșite, să pornim de la premise greșite. E adevărat că fiecare persoană care nu-L cunoaște pe Dumnezeu se califică să primească vestea bună, și poate uneori suntem motivați de afinități, de relații mai strânse cu anumite persoane, dar e foarte important să avem urechi de auzit, să auzim ce ne spune Duhul Sfânt, și în momentul în care există acele oportunități în jurul nostru, să facem pasul prin credință și să îl aducem pe Dumnezeu în discuție, să le verbalizăm Evanghelia, să facem lucrul acesta cu oameni cu care poate nu suntem într-o relație apropiată neapărat, să identificăm nevoile, cum spunea și Dani, și să venim cu soluția Evangheliei acolo unde contextul o permite și este momentul potrivit. Dar asta necesită o veghere permanentă și o atenție îndreptată către Dumnezeu și o rugăciune, poate. Doamne, cum vrei să mă folosești astăzi? Ajută-mă să-mi deschid inima, să-mi deschid mintea și să acționez conform îndemnului Duhului Sfânt, pentru că, da, e important și uneori poate părea contraintuitiv, dar poate vom ajunge la aspectul acesta mai încolo. Deci asta îmi vine în minte, exemplul famenului etiopian, bineînțeles ucenicii. Mă gândesc cu admirație și la Pavel și modul în care s-a adresat atenienilor și pur și simplu a vorbit despre credințele lor și i-a abordat, raportat la punctul în care se aflau ei atunci. Adică Pavel a fost la curent cu ce gândeau oamenii respectiv, cu ideologia predominantă în zilele lui. Pavel a fost un creștin contemporan exemplar, pentru că a putut să articuleze Evanghelia într-un mod în care să aibă sens pentru oamenii care aveau o anumită filozofie de gândire, o filozofie de viață, și totuși să arate cât de special și unic este Dumnezeul pe care îl predică. Deci am văzut lucrul acesta la Pavel și este într-adevăr un model extraordinar de urmat. Interesant ce spui, îmi vine în gând acum reticența unor creștini în a vorbi despre Domnul, reținerea, mai bine spus, în a vorbi despre Domnul celorlalți, când, de fapt, dacă avem această îndrăzneală despre care citim în Scriptură, Dumnezeu ne va călăuzi, după cum spui, la persoanele care au nevoie de acea informație pe care noi o deținem. Spre exemplu, Filip cu siguranță știa vorbi foarte bine despre Iisus și corela foarte bine persoana Domnului cu textul din Isaia 35. Și avea răspunsul, poate nu știa cât știe Pavel, dar uite că l-a călăuzit într-un mod supranatural direct la omul care avea întrebarea pentru răspunsul pe care Filip îl deținea.
Și așa, dacă ne lăsăm călăuziți de Duhul Domnului, cu informațiile pe care le avem, puține sau multe, vom fi absolut eficienți. Daniela, cum vezi această metodă de evangelizare în comparație cu alte metode de răspândire a mesajului creștin? Nu crezi că e mai eficient așa să vorbim mulțimilor, să punem un microfon și o boxă și să spunem mai multor persoane în același timp despre Domnul? Pentru un evanghelist dedicat ar părea o risipă de timp să stea de vorbă doar cu o singură persoană. Da, într-adevăr, cred că ar fi mai ușor, dar deseori, atunci când ne punem la dispoziția lui Dumnezeu, El ne aduce înainte oportunități care nouă ni se par grele, mai grele decât am vrea, dar aici cred că se arată harul lui Dumnezeu și faptul că doar cu ajutorul Lui putem spune altora despre El. Cred totuși că evangelizarea interpersonală este un punct final, să spunem, în procesul evangelizării. Într-adevăr, evangelizarea colectivă are rolul ei, desigur, și cu siguranță sunt mulți oameni care au nevoie să audă cuvântul în mod direct și cu siguranță Duhul lui Dumnezeu lucrează în sensul ăsta, dar în final oamenii aceia vor ajunge să aibă întrebări, să aibă nevoie de ucenicizare. Și atunci Evanghelia interpersonală, de fapt, vizează în final ucenicizarea. Noi putem să vedem progresul și înaintarea Evangheliei în viața unei persoane și astfel avem șansa să vedem roada pe care Dumnezeu o aduce în viața prietenilor noștri, cărora le vestim Evanghelia. Deci înțeleg că Domnul a intenționat direct segmentul acesta de abordare. Când i-a ucenicizat pe discipolii săi, în timp ce îi evangheliza, i-a și crescut. Deci, chiar dacă ne orientăm câteodată în evangelizarea mulțimilor sau mai multor persoane, până la urmă credinciosul trebuie să se raporteze celorlalți într-un mod personal și de câștigat au cei care adoptă modelul acesta de evangelizare interpersonală, că oamenii sunt pregătiți îndeaproape și sunt consiliați, există posibilitatea, așa cum ai spus, să li se răspundă întrebărilor. Poate că atunci când folosim termenul evangelizare interpersonală, îl desenăm ca pe o chemare aparte, însă îmi place să cred că asta este un lucru pe care fiecare creștin ar trebui să-l facă și e pur și simplu mărturia pe care o avem în societate față de oamenii din jurul nostru și față de care avem datoria să spunem ce credem, cine suntem și ce a făcut Dumnezeu pentru noi. Așa că, da, e un lucru important, dar integrant din mărturia fiecărui creștin. Imaginez acum orbul vindecat de Domnul Iisus că spune tuturor ceea ce a experimentat și la un moment dat observăm că El tocmai asta face, evangelizează. Exact. Personal pe cine întâlnește și chiar dacă i-a întâlnit pe farisei și acestora le-a spus același lucru, cum a fost vindecat. Dacă ne puteți spune care sunt obstacolele care stau în calea evangelizării personale, ce temeri avem atunci când voim să spunem celorlalți despre Domnul și de unde vin acestea? Cred că această teamă, pe care unii o numesc rușine sau are diferite denotații, conotații, este de multe ori însoțită de teama de respingere, de fapt. Când îl mărturisești pe Dumnezeu și inevitabil aduci un mesaj incomod, poate, unor persoane apropiate, există riscul ridiculizării, riscul respingerii și cu cât persoana e poate mai apropiată sau cu cât ne dorim mai mult respectul și admirația acelei persoane, cu atât e mai mare teama de respingere și inevitabil, poate în subconștient, alegem să fim mai prudenți, să evităm poate anumite subiecte incomode.
Dar cred că mai este o dimensiune acestei rețineri în a vorbi despre Dumnezeu și asta ar fi nesiguranța interioară, profundă, poate intelectuală, poate anumite îndoieli intelectuale și faptul că există o reținere legată de o eventuală polemică și practic teama aceea de a nu te bloca cineva. Dacă îmi pune o întrebare la care n-am răspuns, dacă investigând împreună autenticitatea, nu știu, Noului Testament, că asta e o întrebare pe care eu o primesc destul de des, iese la suprafață ceva ce s-ar putea să-mi ruineze întregul edificiu de credință și ce se întâmplă atunci. Și poate e teama de a nu fi dezamăgiți cercetând faptic și dovezile care stau în spatele creștinismului și așa mai departe. Deci, cred că sunt și niște lipsuri în ce privește cunoștințele apologetice. Iar aici, din fericire, avem foarte multe resurse și chiar stăm foarte bine, cred, creștinismul și Biblia și tot ce înseamnă teologia pe care ne bazăm și cuvântul lui Dumnezeu sunt bine întemeiate, sunt foarte multe dovezi istorice, științifice și pe măsură ce apar aceste îndoieli, mi se pare foarte bine și necesar, sănătos, ca ele să fie examinate, să nu trăim cu o îndoială ascunsă pe care să o îngropăm acolo cu o credință așa irațională, că sigur e bine, sigur e așa. Cred că unele subiecte pot fi abordate intelectual și pot fi elucidate. Cred că niște lucruri legate de cum a fost scrisă Biblia, cum s-a ajuns la crezul creștin, autenticitatea cărților Bibliei și alte lucruri au fost deja elucidate de diversi istorici, adică e o istorie de sute de ani totuși în spate și există deja foarte multe resurse solide în acest sens și cred că cei care au temeri în zona aceasta legată de poate îndoieli intelectuale pot găsi răspunsuri din fericire în foarte multe resurse și asta îi pot echipa poate și cu acea doză de curaj, pentru că atunci când ești convins în interiorul tău 100% că vorbim de un adevăr absolut, vorbim de autoritatea Scripturii în toate domeniile vieții și despre infailibilitatea cuvântului lui Dumnezeu, atunci ai altfel curaj să inițiezi discuții sau să porți discuții și chiar și atunci când ești provocat și sunt situații în care ceilalți răstălmăcesc sau vin cu lucruri, nu știu, cu obiecții marginale pe un anume subiect, chiar dacă pare că te-au pus într-o dificultate, uneori acea dovadă de onestitate când recunoști, uite, nu știu răspunsul aici, dar permitem să verific și hai să discutăm, atunci poate că onestitatea asta e în sine, în ea însăși, o dovadă a seriozității cu care abordăm ceea ce credem. Și da, cred că e important să ne edificăm interior și nu doar educația apologetică, dar pur și simplu părtășia cu Domnul și acea călăuzire pe care Dumnezeu ți-o dă când petreci timp în cuvânt, în Scriptură, când te lași învățat de cuvântul Domnului, cred că lucrurile astea ar trebui să ne dea suficiente resurse să deosebim vocea Domnului de alte învățături, de alte lucruri și pe parcurs se pot îmbunătăți. Poate că până la respingere ne este teamă chiar și de reacția celui căruia îi spunem despre Domnul. Să fac o mică glumă, că am citit-o pe un site de satiră american, pe Babylon Bee. Era ceva de genul bărbat creștin căruia e rușine să spună despre Dumnezeu colegilor, decide să plece misionar în Africa. Și așa dulce amărui cum era remarca, are un sâmbure acolo de adevăr, pentru că uneori ne e mult mai ușor să vorbim cu oameni a căror respingere o putem tolera foarte natural. În schimb, respingerile celor mai apropiați sau cu care ne intersectăm zilnic sunt mai grele, poate, dar e un lucru cu care cred că trebuie să ne obișnuim. Poate așa cum ne-ai recomandat, atunci când voim să spunem ceva despre Domnul, e important să ne alegem
unul din subiectele pe care să le studiem anterior. Spre exemplu, dacă vrem să spunem despre dumnezeirea Domnului Iisus, căutăm ușor argumente biblice referitoare la dumnezeirea sa și sunt multe argumente, afirmații directe. Odată ce memorăm câteva versete, ne va fi foarte ușor să abordăm acest subiect cu argumente pe care le avem deja la îndemână. Și tu, Daniel, ai experiență în evangelizare și mă întreb cum reacționezi tu când spui unui student despre Domnul și acesta se vede iritat sau deranjat de subiectul pe care l-ai deschis în discuție? De obicei, ca să se ajungă la prezentarea Evangheliei, cum spuneam, trebuie creată o relație, adică interesul nostru să fie unul sincer față de persoana cu care interacționăm și astfel se poate ajunge la subiecte profunde și atunci putem pune și întrebări. Cred că întrebările ajută foarte mult în interacțiunea aceasta. În principiu, trebuie să știm că controlul îl deține Dumnezeu. Poate de multe ori ne dorim foarte mult ca oamenii din jur să înțeleagă Evanghelia, să o priceapă, ne străduim mult să aducem argumente și în acest sens, faptul că știm că Duhul lui Dumnezeu este în control și El va așeza lucrurile în inima celui cu care vorbim, lucrul ăsta ne poate da o pace și o liniște. Și în acest mod cred că putem să gestionăm și respingerea de care vorbea Iunis. Baza tuturor acestor lucruri trebuie să fie relația noastră cât mai apropiată cu Dumnezeu. Dacă noi nu ne străduim să avem o relație cu Dumnezeu de calitate și profundă și care să arate un progres continuu, am fi incapabil să putem să le dăm altora ceea ce noi practic nu am avea. Deci o condiție necesară ca să putem face față și temerilor și îndoielilor ar fi ca noi personal să progresăm în cunoașterea lui Dumnezeu prin lepădarea de sine, poate, pentru că aici avem, cred că de aici decurg multe dintre temerile noastre și luptele pe care le avem și să fim gata ca Dumnezeu să ne folosească. De obicei, rugăciunea pentru oportunități, am observat că este extraordinară, pentru că acolo noi ne exprimăm și dorința de a face voia Domnului și ne și punem în starea în care suntem gata să ne folosească Dumnezeu. Înțeleg că e important ca mesajul pe care îl transmitem să fie transmis și prin credință și totodată în dispoziția pe care o avem ca Dumnezeu să ne călăuzească și în alegerea subiectelor de discuție și în alegerea persoanelor, să fim la dispoziția lui Dumnezeu. Și așa cum a spus și Iunis, odată ce suntem convinși de adevărul pe care îl proclamăm și suntem dispuși ca Dumnezeu să ne conducă, rezultatul este responsabilitatea Lui. Și atunci nu ne deranjează foarte mult când suntem respinși și nici nu ne arogăm meritul când avem succes. Într-adevăr, suntem partea acestui proces în care inevitabil suntem îndemnați să avem credință că Dumnezeu va duce la bun sfârșit lucrarea și că dacă nouă nu este dat doar să punem sămânța sau doar să fim acolo câteva luni, ani, poate parte din viața unei persoane și poate ajungem să vedem că nu avem rezultatele pe care le așteptăm, pentru care ne rugăm, trebuie să avem credința că Dumnezeu va aduce ziua cercetării și poate pentru asta va folosi alte persoane, dar rolul nostru nu este să culegem lauri, ci slava e a lui Dumnezeu și noi avem părticica noastră acolo, pe care trebuie să o facem cu credincioșie. Da, deci misiunea noastră este completă după ce am semănat cuvântul lui Dumnezeu. Înțeleg că Domnul face să crească și a lui e rodul, el și îl culege când dorește. Rezultatele sunt ale Domnului și El are momentul în care atinge o inimă. Mă gândesc la Ieremia, când toată viața lui transmitea cuvântul pe care îl dădea Dumnezeu și foarte puțin rod putem vedea după așteptările noastre din mesajele pe care le-a transmis Ieremia, dar în ochii lui Dumnezeu
el și-a îndeplinit chemarea. Da, mulțumim, Daniela, pentru gândurile minunate pe care ni le-a transmis din experiență și Dumnezeu să te călăuzească în continuare în slujirea studenților. Amin, mulțumesc! Mulțumim, Eunice, pentru gândurile minunate pe care ni le-ai transmis. Ne-ai vorbit din experiență, din experiența transmiterii Cuvântului lui Dumnezeu persoanelor musulmane, așa că mulțumim! Și eu vă mulțumesc! Mulțumim, dragi ascultători, că ne urmăriți. Vă dorim binecuvântarea lui Dumnezeu și audiție plăcută în continuare.